Astăzi, copiii au fost în centrul atenției, prin urmare, în municipiul Sighetu Marmației au răsunat evenimentele care le-au adus celor mici zâmbete și multe surprize. Distracția a început de dimineață în parcul din piața 1 decembrie 1918, acolo unde Asociația Pro Eco și echipa liberală le-au pregătit celor mici o petrecere cu Mini și Mickey, pictura pe față, topogane și înghețată pentru toți copiii. Cum e înghețata? Îți place? Da. Ce înghețată ți-ai ales? De ciocolată. Asta e preferata ta? Da. La mulți ani de ziua copilului. La mulți ani. Cum te simți? Mă simt foarte fericită astăzi. Pentru că astăzi am ieșit cu familia și în sfârșit putem să avem distracție împreună. Pentru că îmi place foarte mult să ies în oraș și să cu familia. Plus că avem fratele nostru mai mic care îi place foarte mult să se distreze. Cum ți se par activitățile pregătite aici în parc? Foarte frumoase. Abia aștept și anul viitor să fie la fel. Un mesaj pentru toți copiii de ziua lor? Să vă distrați foarte mult, să aveți să trăiți foarte mult și să aveți o zi frumoasă. În primul rând le spunem la mulți ani tuturor copiilor. Uite, tocmai avem o fetiță frumoasă aici pictată lângă noi. Și întâmpinăm cu personajele Disney. Acum este Mini. Lăsați-o. Acum sunt alături de noi personajele Mini și Mickey. După masă vom avea parada mascotelor Disney cu ateliere de picturi pe față, cu un balon care îl vedeți aici, cu înghețată, câte o înghețată și totul în mod gratuit toată ziua și cu multe surprize și jocuri în timpul după amiezii. Un mesaj pentru copiii de ziua lor. La mulți ani din tot sufletul tuturor copiilor, meritați tot ce este mai bun și din toată inima mea vă oferim împreună cu colegii mei această zi minunată. Cum îi întâmpini pe copiii care vin în aici? Mereu cu zâmbetul pe buze, deoarece este ziua lor și până la urmă trebuie să-i facem să se simtă bine în această zi specială, mai ales că e începutul verii și e cald și acest eveniment e făcut doar pentru copii. E frumos. Care e rolul tău astăzi? Sunt voluntar și ajut copiii să facă diferite lucruri în diferite ateliere pe care le-am organizat. E o diversitate de lucruri. Ce faceți aici, de exemplu, la masa aceasta? Desenăm. Avem foi, bomboane, cine dorește se servește și desenează fiecare cu creativitatea lui. Asta e. La mulți ani de ziua copilului! Mulțumesc! Cum te simți? Bine! Cum te-ai distrat până acum? Foarte frumos! Ce ai făcut? Am desenat și m-am dat de tot felul. Ce ți-a plăcut cel mai mult? La mulți ani de ziua copilului! Mulțumim! Cum ți se pare petrecerea de ziua copilului? Foarte frumoasă! Ce ai făcut? M-am dat pe leagă și nu m-am distrat. Înghețat ai mâncat? Da! Și cum a fost? Foarte bună! Cum te distrezi de ziua ta, de ziua copilului? Bine! Ce ai făcut până acum în parc? Am jucat. Cu ce? Tobogan, am pictat și balone. Cu Mini și cu Mickey te-ai întâlnit? Da. Și cum a fost întâlnirea? Frumos. Și înghețat ai mâncat? Da, două. Două? De care? Una de ciocolată și una de căpșuni. La mulți ani de ziua copilului! Mulțumesc! Cum te simți de ziua copilului? Bine! Ce ai făcut până acum în parc? Am jucat cu prietena mea. Cu Mini și cu Mickey te-ai întâlnit? Da! Și cum a fost întâlnirea? Frumoasă! Înghețat ai mâncat? Da! Ce sortiment ți-ai ales? De ciocolată! Un mesaj pentru toți copiii de ziua lor? La mulți ani! M-am jucat foarte bine! Cu cine ai venit în bar? Cu la Vinicol Antonia. Pe tobogan te-ai dat? Da! Cu Mini și cu Mickey te-ai întâlnit? Mi-am văzut!
Spre amiază a început distracția și în parcul Grădina Morii, aici unde primăria și Centrul Cultural Sighetu Marmației le-au pregătit copiilor o mulțime de activități și surprize. La mulți ani tuturor copiilor din lume! Ca de obicei, multe surprize, copiilor știm cu toții le plac surprizele. A fost deja o cursă, autobuzul Marea Nord, cel electric, multe autobuze electrice, care a făcut o cursă, deja mai face a doua cursă, poate și a treia în funcție de solicitări, am înțeles că solicitările au fost foarte multe. Și desigur aici, la Grădina Morii, avem structurile MAI cu autospeciale atât de plăcute de către copii, avem tobogane, avem mascote Disney, multă muzică, veselie și voie bună, bineînțeles, în parcul Grădina Morii, atât de iubit de sigheteni și de către copii în special. Ce le transmiteți tuturor copiilor, nu doar celor din Sighetu Marmației, de ziua lor? Să fie bucuroși, fericiți, să crească în pace și liniște, mulți ani, sănătate, în primul rând, că asta avem nevoie cu toții, și să asculte de părinți, că până la urmă toți am fost atât copii și părinții totdeauna ne-au învățat bine. Totodată au fost premiați și sportivii care s-au remarcat la ultimele competiții și au adus acasă importante medalii. Bună ziua, dragi copii! Stimați părinți, mă bucur să ne revedem într-o zi atât de specială pentru voi, copii, în primul rând. Ziua copilului este una dintre cele mai frumoase și mai plăcute zile ale anului. Și aceasta ne face să ne simțim și pe noi, adulții, copii. Ne aducem aminte cu plăcere că odată am fost și noi ca voi. Ne-am dorit să mai fim copii, dar nu se mai întoarce timpul, de aceea să vă bucurați cu toții de aceste zile minunate, de zilele copilăriei, să fiți fericiți, bucuroși, să fiți alături de părinții voștri, de profesorii voștri, de colegii voștri, de prietenii voștri, pentru că amintirile și zilele plăcute sunt cele mai frumoase amintiri ale unei persoane. Vă doresc tuturor copiilor, tuturor părinților, bunicilor, un călduros la mulți ani, să ne bucurăm cu toții de această zi minunată aici în Grădina Morii, să avem multă sănătate și să ne revedem cu bine ori de câte ori avem ocazia. Și pentru că este o zi specială, iar voi, mulți copii dintre voi, pe lângă activitățile de la școală, faceți și sport și vă îndemn să faceți sport, oricare ar fi acela. Ne-am gândit să acordăm și o mică atenție din partea primăriei, administrației publice locale, unor tineri care au făcut performanță în acest an. Felicitări sincere atât pentru ei, cât și pentru profesori, îndrumătorii acestora. Și acum câțiva ani a plecat de la Sighet o adevărată echipă care de curând a devenit și campioană națională a României. Chiar dacă au luptat și au jucat pentru CSS 2 Baia Mare, noi suntem mândri de aceste fete minunate ale handbalului maramureșan și ale handbalului românesc. Este un sport pe care îl iubim cu toții. Un sport care a adus foarte multe satisfacții atât la nivel de club cât și la nivel de reprezentativă națională. De aceea le mulțumim fetelor, le felicităm, le urăm succes și să le vedem la campionatele europene și mondiale de handbal. Și le invităm pe scenă! Simbolic din partea noastră o recunoștință Romaniuc Denisa Roxana. Felicitări! Brândușa Sorina. Felicitări! Bonciuc Alicia. Utan Daria.
și Socaci, Ana, felicitări tuturor. Și succes pe mai departe. Avem, începând cu acest an, am hotărât împreună cu cei de la Consiliul Local, cu Clubul Sportiv Municipal, pe lângă echipele de seniori ale Clubului Sportiv Municipal Sighetul Marmației, să investim și în copii și juniori. Începând cu acest an avem secție de box, avem secție de basket, am avut și avem în secție de volei și de șar, cu performanțe extraordinare, atât la nivel județean, cât și la nivel național. Am dorit să premiem câțiva sportivi de valoare, câțiva tineri talentați ai Sighetului și o invităm pe sportiva Pădan Patricia, legitimată la Clubul Sportiv Școlar Sighetul Armației. La lipsește Bunca Alvaro, lipsește Boșca Alexandru, moldovană Larisa, în semn de apreciere pentru performanțele obținute la competițiile sportive naționale. Felicitări! Domnul antrenor Gabriel Arsenu, vă rog să vină alături de noi. O diplomă de excelență și mulțumim pentru ceea ce faci pentru sportul sighetean și tinerii noștri. De curând avem o nouă campioană națională, legitimată a Clubului Sportiv Municipal Sighetul Marmației și al Clubului Sportiv Școlar. De acolo vine sportiva noastră campioană, Tiva Dartimea. Succes în tot ceea ce faci și felicitări. Doamna profesor Melinda Oros are a avut un cuvânt de spus la această performanță. Îi mulțumim pentru faptul că au venit alături de noi la Clubul Sportiv Municipal. Sper că atletismul din Sighet să pornească pe un drum mai bun. Așa cum am spus, de mulți ani Sighet a apărut un sport, sau mă rog, s-a dezvoltat un sport, performanțele nu au încetat să apară. Există un club CS Sigmar, dar avem și noi Clubul Sportiv Municipal și mulțumim domnului profesor Costiuc că s-a alăturat proiectului CSM Sighet și bineînțeles în acest an rezultatele au dat roade și avem o campioană națională și internațională și o invităm pe scenă
Petrifoi Mihaela. Absentă. Este clasa 12-a. Urăm succes la bacalaureat. Sper să se finalizeze și greva cu bine, bineînțeles, pentru profesor, iar copiii noștri să poată merge mai departe. Dar, fiind prezent domnul Costiuc, îl invit pe dumnealui aici să ridice și diploma campioanei. Și el este un campion. O să dau cuvântul domnului, o să predau microfonul domnului Costiuc, domnului profesor. Vă mulțumesc tuturor și vă urez multă distracție astăzi și nu numai. În toate zilele să avem voie bună. Felicit copiii de Ziua Internațională a Copilului. Îi mulțumesc domnului primar că este alături de șah. A avut și el doi copii campioni când erau copii și juniori. Iubește șahul, sprijină sportul sighetean și astăzi s-a mult și un mic concurs dedicat copilor juniorilor. Invit pe toți pe scenă. Îi va primea domnul primar. Hai! Noi nu avem încă nume, suntem mici și suntem anonimi. Dar vom avea și nume. Hai, Alina! Distracția a continuat în parcul Grădina Morii, care s-a transformat într-un tărâm al copiilor. Unde distrezi ziua copilului? Bine! Ce ai făcut până acum? Am văzut mega mașina de pompieri, dar nu-mi dă voie. Altceva ce ai mai făcut? La poliție ai fost? Mhm. La topogane? Mhm. Nu. Și de cumpărat? Ce ți-ai cumpărat? La treabuină, da, suc am cumpărat. Și îți place de ziua copilului în parc? Mhm. La mulți ani de ziua copilului! Mulțumim frumos! Cum te distrezi aici în parcul Grădina Morii? Păi bine, am mers pe topogane, ne-am distrat, ne-am plimbat, am mâncat. Ție ce ți-a plăcut de ziua copilului aici în parcul Grădina Morii? Topoganele, vata, foarte bună, multă distracție. Cum te distrezi astăzi de ziua copilului? Mă distrez foarte bine, mă joc cu prietenele mele, merg pe topogane, mâncăm tot felul de dulciuri. Ce pictură ți-ai ales? Flamingo. Îți place foarte mult? Da, îmi plac păsările foarte mult. Cum te distrezi ziua copilului? Păi, bine, mă distrez foarte bine. Ce ai făcut astăzi aici în parcul Grădina Morii? Păi m-am dat pe topogan și după m-am uitat cum se dau la mașini și am vrut să merg să mă pictez. În această zi minunată, în care cu toți sărbătorim ziua copiilor, nu doar cei mici, ci și cei mari, Organizația Femeilor Socialdemocrate s-a gândit să facă un moment mai deosebit alături de primarul nostru la Grădina Morii și am adus baloane colorate, picturi pe față, picturi alături de doamna Lidia Buleandră, care le explică copiilor cum să picteze. Le-am luat bomboane, le-am adus pizza, suculeți, de toate. La mulți ani tuturor copiilor, atât celor mici cât și celor mari. Cu toții avem un gram de copilărie care ne-a rămas acolo în suflet și pe care ne place să scoatem în evidență de ziua copilului. Ce le-ați pregătit copiilor? Fiecare ce dorește. Flori, fructe, am făcut o tombolă, am câștigat o fetiță din Botoșani. Acum copiii doresc fructe și toată lumea va fi scris numele copilului și tragem la sorți și cine vine norocul. Îndrăznesc copiii să-și exprime talentele în pictură. Foarte mult, cine place.
Le place foarte mult. Este foarte binevenită ideea asta. În primul rând vreau să spun că ne bucurăm extrem de mult faptul că suntem în mijlocul copiilor. Azi am venit cu două autospeciale din dotarea Poliției de Frontieră. Avem aparatură de supraveghere pe timp de zi și pe timp de noapte folosită de către colegii noștri în misiuni. Avem veste și căști antiglonți, precum și altă aparatură folosită de către colegi în misiunile de supraveghere și control la frontiera de stat. Am venit cu baloane, cu mingi colorate și cu alte jucării pentru a ne bucura împreună de un joc aici în Parcul Grădina Morii. Pe această cale le dorim la mulți ani și numai bucurii. Cum te distrezi ziua copilului? Păi foarte frumos, îmi place pe aici, că sunt foarte multe lucruri, este foarte frumos și sunt multe chestii. Ce ai făcut până acum? M-am dat într-o mașinuță, am făcut niște drifturi și cam atâta. Ce le transmiți tuturor copiilor de ziua lor? La mulți ani și un an foarte fericit și la mulți ani. Pentru astăzi, ziua copiilor, în primul rând le spunem la mulți ani, la toți copiii. Le-am pregătit materialele cu care noi intervenim la diferitele intervenții pe care le avem în subordine. Ce le urați copiilor de ziua lor? Să fie sănătoși, să crească mari, iar pe viitor să vină să ne urmeze în meseria asta de jandarm, de polițiști de frontieră, de pompieri. Îi așteptăm cu drag în rândurile noastre. Ce le-ați pregătit copiilor de ziua lor? Le-am pregătit niște căluți foarte frumoși, foarte cumiți de la centrul de echitație. Suntem pe Dobăieși, la numărul 89A, și îi așteptăm și îi invităm pe toți să vină la căluți. Cam câți copii au venit aici până acum? Cam au venit destul. Nu pot să spun un număr, e un număr destul de mare, o să mai vină încă copii. Să sperăm că o să fie toți să vină, să-i ducem pe cai. Care sunt principalele sfaturi pe care le aveți pentru cei care vor să se apuce de echitație? Păi, în primul lucru, trebuie să se asculte indicațiile primite de la mine și de la colegii mei. Căluții sunt foarte cuminți, de la centru de echitație, lucrează zilnic, cel mai mult 90% cu copii, de la 3 ani începând. Căluții sunt foarte cuminți, doar că ei trebuie să asculte indicațiile noastre. După cum se vede, caii sunt foarte frumoși, întreținuți, cuminți. E mâinile libere, da? Pune piciorul stâng, da? Mâna dreaptă, mâna stângă și te ajut și eu, da? Haide un pic mai aproape de căluț. Așa. 1, 2, 3 și de piciorul pe mâna. Și cum, sunt haide așa de aici? Da, pune piciorul în scărit, da? Așa. Ambele piciore. Avem curelul și acolo, da? Da. Ești ok? Hai. Poziția corectă, da? Ce le-a pregătit Marea Nord copiilor de ziua lor? Le-a pregătit un autobuz electric, nou, stoc, cu toate condițiile de confort, de călătorie, la standarde ultima generație. Le-a plăcut copiilor? Cum s-au simțit? Foarte mult le-a plăcut copiilor, au fost foarte încântați, foarte entuziasmați. Le-a plăcut cum arată înăuntru, cum este culoarea lui,